Bună dimineața, oameni buni de pretutindeni! Știu că arăt ca un homeless, dar seara trecută a fost un pic mai dificilă. Am mers foarte mult pe ploaie, peisajele au fost mirifice, numai că nu am putut filma, deoarece norii erau foarte joși și mai mult decât atât ploua destul de puternic. Am mers în continuare pe această cale care mă duce către Cercul Polar, în speță Alaska Highway. Multe zone în care se reface carosabilul, am și stat vreo oră și ceva pe la tot felul de semafoare, pentru că oamenii trebuie să-mi consolideze nu numai carosabilul, dar și pereții. Acum am ajuns într-un loc unde m-am oprit, se făcuse chiar noapte și mereu îmi propun să ajung atunci când decis să mă opresc să noptez, înainte ca noaptea să sosească, să pot să-mi aranjez bagajele. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că m-am încăpățânat să merg cât mai mult și am ajuns aici, într-un loc pe care vi-l voi prezenta imediat. Este o zonă pe care o aveam în vedere să o vizitez. Este pe ruta Alaska Highway. În altă ordine de idei, promit că astăzi să mă coafez, sper să reușesc să-mi tai și barba. Încă nu m-am spălat pe față, dar mi-am făcut totuși o cafea. Hai să vedeți ce fac eu în această dimineață. De fapt, cam aceasta este rutina mea. Mă trezesc, îmi mut lucrurile în mașină să echilibrez totul, să fie greutatea împărțită pe toată mașina. Bineînțeles, înainte îmi strâng patul, după care mă spăl și apoi îmi fac o cafea. Îmi adun gândurile și plec la drum, fac un plan, mă gândesc cam până unde să merg în timp ce beau cafeaua. Astăzi mi-am propus să merg mai puțin pentru că am cam tras de mașinuță și nu vreau să am probleme cu ea. Ieri am rotit cauciucurile, a fost o chestie extraordinară de benefică pentru mine, cel puțin mi-am luat-o de pe creier și acum stau liniștit că nu mai am problemă cu o astfel de chestie. Mai trebuie să schimb uleiul asta peste 4.000 de maile, cine știe pe unde voi fi atunci. Ok, o altă chestie care vreau să o semnalez, chiar dacă ne alungim puțin cu vorba, dacă vreodată veniți în această călătorie sau faceți această călătorie, mai bine spus, aveți în vedere că mereu rezervorul vostru trebuie să nu scadă sub jumătate, poate chiar 50-60-70%, pentru că pe aici, prin munți, pecorile sunt destul de rare și atunci când le găsiți, extrem, extrem de scumpe. Benzina în Canada este, îți bagă mâna în buzunar, mai bine spus, destul de adânc. Păi cineva se lamenta că la Cercul Polar un galon este $8 și ceva. Păi dacă aici un litru este $2.30-40, atunci benzina este cam la același preț cu cea de la Cercul Polar. Vom vedea. Eu am o canistră de rezervă. Acum mai am o linie pe cadranul unde indică cât carburant mai am. Voi merge încă vreo 50 de kilometri. Dacă nu voi găsi un peco, mă voi nevoi să pun din canistră. Cred că am vorbit foarte, foarte mult, dar vreau să vă dau aceste detalii pentru că, cine știe, poate unii dintre voi veți avea această plăcere, să nu zic nebunie, de aventură pe care o am eu și veniți pe acest drum. Vă stau la dispoziție, nu uitați, cu toate detaliile, acum cam știu cu ce se mănâncă o astfel de experiență, încet, încet acumulez și eu multe chestii din care învăț. Sunt greșeli, nu numai lucruri bune, dar în viitor voi fi mult mai bine. Oricum și acum sunt ok, toate au mers excelent de bine. Hai să vedeți unde m-am oprit. Sunt într-o parcare, nu se vede bine pentru că parbrizul este aburit și de la mine este o schimbare de temperatură, afară multă umezeală, înăuntru răcoare. Acum aștept să se încarce, să se descarce materialul, mai bine zis, pe hard discul extern, după care peste câteva minute se va deschide locația pe care vreau să o vizitez și mă merge acolo. Sper să vă placă, asta este
Acesta este începutul, hai că ne vedem mai târziu. Cam asta fac eu în fiecare dimineață. Trebuia să fi făcut aseară pentru că ieri am omis să descarc ce filmasem înainte cu o zi. Cum am pierdut vreo oră pentru că a trebuit să descarc materialul de pe două zile, dar vreau să fiu sigur că se duce pe acest hard disk extern pe care vi-l recomand. Știu că am dat pe el 120 de dolari când l-am cumpărat, dar este unul mai de calitate pentru că eu am avut unul, mi-aduc aminte, acum câțiva ani și a crăpat. Oricum, am mai mult încredere în hard disk decât în laptop. Din acest motiv mut materialul acolo. Locația deschide la ora 7. Este exact 7 și un minut. Sunt vreo numai puțin, vă spun imediat, sunt 7 grade afară, hai să vedem dacă putem intra. Ca o informație, locul se numește, vedeți, sper să se poată citi, Liard River Hot Springs, Canada. Ok. Aici este poarta de intrare. Sper că s-au trezit oamenii aceștia. Aici spune că să te oprești, să te înregistrezi. Hai că venim imediat. Ok. Foarte nice, doamna. A zis să merg în dreapta. Este o parcare. Să nu ies afară din camping pentru că mișună urși pe aici. Și să începem aventura. Am plătit 5 dolari canadieni. Am avut mărunțiși pentru că am tot plătit cu dolari americani și mi s-a dat rest în dolari canadieni. Aici este parcarea. Hai să mergem. Pentru că eu cred că sunt primul să mergem cât mai aproape de locul unde se intră. Ok. Foarte fain. Hai să punem mașina aici. Eu cred că va fi una dintre experiențele extraordinare de pe această rută. Acum trebuie să mă pregătesc. Sunt super, super fericit. Abia aștept. Ia uitați ce rulotă simpatică are nenea asta. Foarte faină, îmi place că e micuță. Hai să vedem și noi câteva informații. Hai să vă arăt cum se prezintă această locație. Aici ne spun oamenii ce fel de plante și păsări găsim și iată harta. Eu sunt aici și voi merge să vedem. În care locuri? Încă nu m-am hotărât. Așa, aici ni se prezintă urșii. Domnul acesta cu care am vorbit este din Elveția și mi-a spus că a fost în România, e frică de urși. Ok. Interesant accesul. Probabil este făcut ca să nu intre urșii. Văd că vine și nenea. Am crezut că pleacă. Vine și nenea la scăldat. Pentru că mergem la scăldat. La 6 grade.
Îmi place tare mult locul. Bă, nu vă pot da prea multe informații pentru că nici eu nu știu ce să vă spun. Am văzut locația la niște persoane care au fost înaintea mea și am zis, dacă tot e în drum, hai să trec și eu. Vă puteți închipui că eu mă duc să fac baie și înclănțăne dinții de frig. Îmi place tare mult cum arată sălbatic. Și domnul ăsta a văzut el ceva de vrea să fac o poză. Hai să vedem ce scrie aici. Ne spune că musul este frecvent în această zonă. Hai, vine nenea cu mașinița să-i facem loc. Destul de lung acest trotuar. Cam înghețat. Hai că merg de vreo 3-4 minute și nu mai ajung. Oh, ce frig e. Și am ajuns acum. Problema e că s-a putea să-mi fi uitat prosopul. Nu mai am răbdare să văd ce scrie aici. Mă scuzați, dar sunt cop de frig, dacă se poate spune astfel. Probabil pe aici te duci la în altă zonă. Aici sunt niște camere unde te schimbi. Wow. Ce ziceți? Minunat. Sunt niște izvoare miroase a sulf. Ce frumos! Problema e că eu trebuie să mă dezbrac. Asta e, dacă ți-a trebuit baia la 5 grade. Du-te, mi-au înghețat și picioare. Mi-au înghețat și picioarele și... Deci dacă nu mi-am luat prosopul, sunt distrus. Oh, l-am luat. Punem șlapii jos. Uite. Ok. Băi, dar ce frumos e. Hai să intrăm în apă să mă încălzesc. Ședa. Ce să intri în apă, măi, că arde. Vai, dar ce arde. Incredibil. Băi, dar ce bine e. Căldură! Eu nu mai ies de aici. Asta e o binecuvântare după 5-6 zile de condus, de călătorit. Doamne, îți mulțumesc, sunt super fericit. Vai, ce bine e! Mi-e frică să dau telefonul mai aproape, să nu scape în apă. Ai, nu vine să cred cât de frumos e. Hai să mutăm telefonul. Uai, ce bine e. Doamne. Aș sta aici toată ziua. Chiar dacă eu nu sunt cu căldura, dar acum chiar îmi trebuie un pic, cum zice românul, să-mi încălzesc coasele. Deci am înghețat de la mașină până aici. Beton. Dar ce bine e. Nu e adâncă. Dar e destul. Sunt mai multe
lacuri, nu numai, sau lăculețe, nu numai acesta în care am intrat eu. Eu am venit aici pentru că vreau să filmez și nu doresc să restric intimitatea oamenilor. Ai, ce bine e! Unbelievable! Foarte fain! Acum chiar că merită să mă invidiați. Cred că sunt o suită de lăculețe și curge dintr-unul într-altul. Mai este un băiat în partea cealaltă. Acum nu se vede pentru că e saburi. Nici nu prea vreau să stau prea mult cu telefonul, pentru că poate nu-i bine cu aburii ăștia. Oh, cu cât mergi mai încolo, parcă se mai răcește. Oricum e. Când am intrat, simțeam că mă arde. Gata. Îmi pare rău că mă despart de această locație. Între timp a mai venit și lume, dar trebuie să mă pun la drum pentru că mă așteaptă o nouă zi de călătorit spre cercul polar. Trebuie să mă mișc cu talent pentru că, bineînțeles că mi-am luat și haine curate și am renunțat la pantaloni. Sunt doar în pantaloni scurți. Și nu șlapi. Am de parcurs din nou o distanță de vreo 5 minute până la mașină. Parcă nu mai mi-e așa frig ca atunci când am venit. Hai că ne vedem la mașină. Între timp a răsărit și soarele. Vreau să vă spun că am fost super inspirat, că am intrat exact când a deschis, pentru că deja au venit vreo 10 persoane și mi-era incomod să filmez. Bineînțeles că toată lumea vrea să surprindă cadre, să filmeze, dar am fost singur în lacul acela și a fost minunat. Așa cum vă spuneam, sunt mai multe lăculețe. 3 persoane am intrat la 7, fiecare s-a dus în zona lui să se filmeze, să se bucure. Am notat puțin acea apă care cădea pe mine. Deci așa masaj n-am avut în viața mea. Am pus mai ales pe spate pentru că conduc foarte mult și mi-a făcut un masaj extraordinar. Ce poate să fie mai frumos decât să încep ziua astfel? Și am o surpriză pentru voi. Mai am cam vreo 3 minute și ajung la mașină. Mă gândeam să nu vă arăt, dar până la urmă vă prezint, pentru că cei ce mă cunoașteți și sunteți mai vechi pe canal, eu nu am nimic de ascuns. Hai că ajungem la mașină și vă arăt. Hai, parcă este interminabil. Drumul s-a încălzit bine pentru că a ieșit soarele. Chiar că nu mai simt frig acum. Bine, sunt și în mișcare, dar cred că a crescut temperatura cu vreo 5-6 grade. Faină imagine, chiar dacă bate soarele. Am băgat mâna în apă, nu este foarte caldă, dar puțin se simte că este diferită de cea normală.
Ok. Hai că ajungem la parcare. Oricum nu mai mi-e frig. Vă spuneam că au mai venit oameni. Uite, deci rulota la nenea asta. E incredibilă. Bine, e închiriată de la o firmă Turismo Northern Rockies. .ca. Mai sunt câteva mașini. Da, și probabil se va umple parcarea pentru că n-ai cum să ratezi o astfel de locație. M-am uitat să văd, oare oamenii ăștia n-au toalete? Hai să vedem, pentru că aș merge până la toaletă. Hai că vedem întâi să desfac bagajul, să-mi pun prosopul și pantalonii de baie la uscat. Surpriza este următoarea. Sper să nu vă deranjeze pe unii dintre voi, dar să-mi aranjez un pic inteligența artificială. Când călătorești, când călătorești astfel, când ești din zona de confort, trebuie să iei considerare că se întâmplă anumite lucruri. În spatele meu, vedeți acea găleată albastră? A fost toaleta care seara trecută m-a scăpat dintr-o tragedie. De fapt, în această dimineață, pentru că ieri am mâncat mai mult decât de obicei, ați văzut că am gătit, m-am oprit într-o parcare. Azi dimineață, când m-am trezit în parcarea unde eram, nu era toaletă, eu mersesem foarte mult aseară și cu scopul de a găsi o parcare unde este toaletă. Nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că era o zonă montană destul de înaltă și probabil era dificil să construiască o toaletă, habar n-am. Cert este că această găleată m-a scos din necaz. Acum nu mă gândiți că am făcut direct în găleată, într-un sac, și le voi livra domnilor din Canada sacul, poate data viitoare se gândesc totuși să facă o toaletă. Este scăparea mea, s-ar putea să mai am nevoie când merg către cercul polar, dar țineți cont de o astfel de chestie. Acum, dacă va dezgusta situația, asta este, dar pe mine m-a scos dintr-o problemă uriașă. Acum, așa cum spuneam, merg să-mi aranjez lucrurile, după care ne punem la drum. Gata, am sistemat toate lucrurile, acum din nou la drum. Sunt încă în parcare, voi ieși imediat. Minunat. Ok. Nu m-am uitat dacă să iese tot pe acolo pe unde am intrat, dar vom vedea. Sunt pe drumul cel bun, aici este ieșirea. Minunat. Thank you so much! Foarte, băi, foarte, foarte de treabă oamenii. Incredibil. Și aceste grătare, nu mai comentez acum. A fost prea faină locația să mai comentez de aceste grătare. Intrăm din nou pe Alaska Highway. Hai să vă mai arăt încă o dată locația. Nu mai mă dau jos din mașină, acum am chiar că mi-e lene. Deci vedeți cum se numește? Poate mă întrebați și eu uit. Liar River Hot Springs. Dacă puneți pe Google, o găsiți. Acum intru din nou pe celebra Alaska Highway. Să vedem ce surprize ne mai rezervă. Nu poți să pornești GPS-ul pentru că nu am semnal aici. Dar știu ruta. Am de mers 850 de kilometri până fac dreapta. Tot înainte, mândri pionieri. Tot înainte, mândri pionieri. Nu mai știu cum era melodia. Am intrat din nou într-o zonă unde este doar griblură. Suntem anunțați că următorii 9 km vom avea doar acest covor. Probabil este o zonă despre care se spune că iarna coboară temperatura foarte, foarte mult și se strică destul de des covorul asfaltic.
Eu am coborât din munți, nu sunt într-o zonă înaltă. Pare rău că noaptea trecută, ieri, după masă, n-am putut filma să vedeți ce peisaje și ce lacuri, dar ați văzut în vlogurile anterioare. Ce vreau să mai adaug, am văzut foarte multe turme de bizoni. Ați văzut că vlogul s-a încheiat trecând printr-o astfel de turmă. Noroc că un domn mi-a făcut semn cu farurile să o las încet. Mergeam cu vreo 60 la oră. Bizonii erau pur și simplu pe drum. Am avut noroc. Orice ați spune, această rută este frumoasă și când nu sunt pe crestele montane. Ce fain, păcat că nu se vede în stânga mea. Este un râu. Și se ridică acum aburi din acel râu. Arată minific peisajul. No, asta nu e bună, pentru că intrăm într-o zonă foarte cețoasă. Hai că numai un pic e. Am crezut că e mai mult. Fetele, ce faceți, fetele? Văcuțele. Am vrut să zic. Bizonii. Da. Băi, aici e amestecatură, astea zici că sunt vaci. Sunt la odihnă. Băi, dar cum stau nemișcați, zici că spictați. Ăștia nu știu ce fac, vor să treacă sau nu vor să treacă. Ok, bine că m-au lăsat să trec. Am văzut că unii au ceva puși în jurul gâtului pe o eșarfă, scria numărul 25. Hai că ziua asta chiar că a început superb. Am făcut și baie, am văzut din nou bizonii. Și vom intra la un moment dat din nou în munte, după ce am urmărit traseul, peisajele vor fi, cred că, splendide, mai ales că ziua este de-a dreptul magnifică, vedeți ce albastru frumos și curat. Am oprit aici, am crezut că am acces la râu, dar din păcate nu. Hai să vedem cum se vede. Sper că nu e Moș Martin pe aici. Toată lumea e cu ursul, da. Nimeni n-a văzut ursul. N-aș putea să mă duc până jos, dar sunt în șlapi. Nu știu cum îi spune la râul ăsta, dar... nu arată bine. Ok. Hai că poate ne mai oprim. Ok, avem benzină, am pus un pic mai mult de jumate, 20 de litri, $2.20 canadieni, nu știu cât vin în dolari americani și oricum nu pot să văd pentru că aici n-am rețea, am trimite pe numărul de telefon. Chitanța, puteam să văd acolo la pompă, dar n-am fost atent, dar mi-a zis că e $2.20. Vreau să vă spun cât e paritatea în dolari americani.
foarte, foarte scump. Acum unii ziceți, bă, de ce nu ți-ai luat benzină? Păi, pui mei, îți trebuie lucruri, acum ce fac? Ar benzină cu mine? Asta e, trebuie să ai în vedere. Am o canistră care e plină în spate, cum zice americanul, just in case. Am, așa cum v-am spus, 5 galoane, 5 x 3, 15, 5 x 6, 30 și cu 15 și cu 3, pardon, 18 litri. Aia mă scot din probleme, dar îi țin acolo. Acum dacă am găsit aici, am cumpărat. Poate mai încolo găsesc mai ieftină și mai pun jumate de rezervor, dar asta e. Nu poți să iei un butoi de benzină cu tine. Știu că unul dintre voi poate ziceți, bă, pe trei astea sigur că nu știu ce ai, mă, că eu cam știu cine comentează, de-aia tot amintesc de treburile astea. Eu am în spate cutii în care am lucruri. E o lună și ceva, trebuie să trăiesc în mașină. Să-mi fac mâncare, să mă spăl, să mă îmbrac cu haine curate, lucruri pentru filmat. Tot felul de chestii de supraviețuit până la urmă. Pentru că este o aventură. Ce fac acum? Îmi iau un butoi cu benzină și mă duc la cercul polar. Și până acolo nu mai trebuie haine, nu mai trebuie mâncare. Oricum, un pic mi se pare ciudat, pentru că scria ultima dată când am părăsit de acolo Layard Hot Spring că 135 de kilometri, să ai vedere că nu găsești Peco. Uite că am găsit după 40. Probabil și aia aș fac reclamă ca să bagi de la ei. Și să nu mergi la alții. Oricum, prețul mi se pare că era un pic mai mare acolo, 2,40. Aici ai 2,20. În fine. Cam asta e situația. Suntem din nou, bineînțeles, pe Alaska Highway. Are grab puțin telefonul, cam an. Stai cum te pun, nu m-ai enervat și tu. Nu sunt nervos, mă simt chiar bine. Minunat. Ok, iată că s-a mai întâmplat o minune. Am ajuns în Yukon. Acum voi schimba camera și veți vedea ceva minunat. Am în față un panou pe care scrie Welcome in Yukon. Welcome to Yukon. I'm sorry. Aici multă lume își lasă tot felul de lucruri ce le aparțin. Probabil unii au canale de YouTube, alții pur și simplu insigne. Am văzut șepci, văd și o pereche de papuci, dar hai să filmăm mai de aproape. Hai să vedem ce găsim aici. Da. Tot felul de apții build-uri. Aș lăsa și eu ceva, dar nu știu ce. Pan America. Reclame. Peste reclame, oameni simpli. Cineva și-a lăsat o șapcă și a scris numele pe ea. Ciudat. Iată-l și pe domnul Greg Williams, care și-a lăsat papucii și... un joc, un fel de telefon de jucărie. Hai că mai avem și pe partea cealaltă banu. Foarte tare. Minunat. Ok. M-am gândit să iau și eu ceva sau să scriu cu carioca undeva numele canalului meu. Ok. Hai să vedem unde găsim un loc liber. Să se vadă chiar în mijloc. Da, e plin tot, vai că am găsit unul aici. Ai love. A. A la. Să vedem cât rezistă. A.
I love Alaska Channel, canalul american pe care îl dețin. Doamnelor și domnilor, am ajuns în Yukon. Cred că de aici voi intra direct în Alaska și am atins o nouă bornă în călătoria mea. Sunt foarte fericit, dar mi-au înghețat oasele. Ce bun acum era. Lacul acela unde era apa fierbinte. E frig afară, cred că sunt vreo 3-4 grade, dar în mașină e bine. Hai să mergem la drum. Am băgat din nou benzină pentru că am trecut pe lângă un gas station sau un Peco, primul din statul Yukon, și am văzut că era scris 1.80 de la 2.20. Not bad. Nu-i rău. Încă tot n-am plinul, dar habar n-am cât trebuie să bag să umplu rezervorul. Oricum am vreo 80%. Arată fain și statul ăsta. Acum pădurea e tot aia, cum se zice. Da, foarte mulți brazi. Minunat, nu vine să cred unde am ajuns cu mașinuța mea. Mi-am activat sistemul de la mașină în caz că ies de pe traiectorie să mă anunțe, și dacă auziți pe parcursul filmărilor bipuri, înseamnă că este de la sistemul mașinii. Când am cumpărat mașina, am plătit ceva în plus pentru chestia asta. Am renunțat la 4x4 pentru că la Chicago nu aveam nevoie și chiar nu am avut niciodată. Trebuia să dau câteva mii de dolari în plus, dar m-am ales cu sistemul acesta și cu niște senzori pe oglindă care îmi arată când cineva se află în unghiul mort sau când cineva se află în stânga, în dreapta mea, se aprind luminile pe oglindă. Acum voi știți ce conduceți, știți că majoritatea mașinilor au, dar atunci când am luat eu mașina, nu era chiar o chestie la îndemâna oricui. Deci am plătit trei chestii. Această trapă pe care n-am folosit-o poate numai o dată, să văd și eu cum e, dacă mai funcționează, nu știu de ce am luat-o cu trapă, pentru că am dat iarăși niște bani în plus. Culoarea mașinii și ce m-a mai costat aceste sisteme despre care vă vorbeam, cel de pe oglinzi și sistemul BSM se numește, care mă anunță când ies de pe traiectoria normală cu mașina. Și dacă iau mâna de pe volan, mașina, dacă iese, începe să bipuie și vine singură înapoi. Acum, dacă luați o curbă destul de mare, nu vine, dar vă anunță totuși că ați ieșit de pe traiectorie. Este un sistem foarte, foarte bun. Și am în bord și pe screen, îmi arată dacă e ceață, marginea drumului. Dacă nu văd nimic înainte, văd marginea drumului pe screen. Foarte fain. Ok, m-am lăudat și eu cu mașina mea. Acum hai să continuăm drumul. Am trecut peste un râu, vedeți podul? Și am zis, hai să merg și eu. Să vedem. Parcă pe partea înaltă e accesul mai ușor. Cum arată? Dacă sunt pești. Nu am spray-ul pentru urs la îndemână, dar nici nu mă îndepărtez de mașină.
poate iese vreun indian și mă atacă. Oh, în stânga era cineva. Erau două mașini. Seamănă că mai sunt oameni pe aici, nu sunt chiar singur. Uite, unii au făcut și foc aici. Hai să vedem cum arată. Mi s-a părut că e un râu mai mic și zic, poate văd și eu niște pești. Oricum arată superb. Ce curată e apa. Ia să vedem, se văd pești? Nu văd niciun pește. Ok. Veni, vidi, vici! Suntem la paralela 60. 60 de grade nord latitudine. Hai să vedem ce scrie pe aici. Probabil. Paralela 60 este granița dintre British Columbia și Yukon. Și aici avem câteva informații legate de ruta pe care ne aflăm. Da, aceleași informații pe care vi le-am dat și eu. Nu vreau să mă mai repet în vlogul de ieri, parcă v-am spus aici câteva poze cu oamenii. A, uite, asta vreau să caut și eu. Ce mișto, Watson Lake. Neapărat trebuie să merg acolo. Minunat. A, uite, sunt mai multe chestii de văzut în Watson Lake. Minunat, că nu știam cum îi spune la locația aia. Signpost Forest Watson Lake. Fain. Ce inspirat am fost că am oprit aici. Great. Am văzut niște... Bă, ăștia zmăceșe. Nu? I don't know. Nu știu. Ok. Mă bucur că am descoperit postul acela Watson Lake. Trebuie să urmăresc Watson Lake. Hai să mergem. Dacă ajung la postul acela, la Watson Lake, am o surpriză foarte faină pentru voi. Să vedeți câte păsărele am în căpuți. Dar toate la momentul respectiv. Și am ajuns în Watson Lake. Hai să vedem unde este locația respectivă pe care o caut. Oh, și avem și semnal. Oh my god. I can't believe. A revenit semnalul la telefon. Bine te-ai întors în civilizație, Cosmin! Și cred că am ajuns. Ia uitați și aici în dreapta. Ok, hai să parcăm. Ia uitați ce aici.
am și eu ceva. Ne-am duc am dat aici să explorăm. Signpost Forest. Totul a început de la acești domni în 1943. Ok. Se spune că în 2023 erau peste 100.000 de lucruri puse aici. Minunat. Hai să facem și o poză. Și am ajuns la Watson Lake, Yukon, the world famous. Intrăm oficial în această locație. Uite, din Argentina avem Ohana Nomade. Vreau să văd dacă este, bineînțeles că este cineva și din Illinois. Nici nu știu în ce parte să o iau. Burlington City Limit. Din Germania. Ai, uite, din Illinois, Land of Lincoln. Am găsit. A, uite, și din Florida. Hei, sunt mulți din state. Nevada, Minnesota, Washington. Oh, sunt americanii prezenți aici. Hai să vedem. Hai să intrăm și noi pe un culoare din ăsta. My God, câte sunt! Uite, din Ohio, din New Hampshire, doamna Arabella. Tennessee. Hai, uite! Alaska. Alaska is my home. Dați-i cu carne. Dacă nu vă place ce spun eu. Uite, din Israel. Gali și Maiden. Aș fi primul român. Băi, dar unde duce? S-ar putea să fie și românii, dar cine stă să studieze aceste lucruri? Milioane și milioane. Băi, dar n-ai unde să pui nimic, totul este plin. Incredibil. Nu știu dacă mi-am închis mașina. Hai că ne întoarcem imediat. Mereu am problema asta. Deci e nebunie. Până aici în spate e plin. Habar n-am unde să-mi pun eu ceea ce doresc. Bine, în spate sunt culoare. Ia uitați. Și aici este doar marginea. Nu vreți să știți cât mai e încolo? Unii veți spune, a nebunit lumea. Deci nu am unde, găsisem un loc și au venit niște arabi. Bui, și eram acolo și vedea că vreau să pun aia și au venit. Și s-au pus aia exact când mă uitam eu. Vedeți, atâta nesimțire. Eu n-am nimic cu națiile astea care poartă șlap și nădrași din aia fuste. Bă, deci au nesimțire câteodată, deci mai bine nu mă prindeți în țările alea. Never. Nu sunt rasist, dar tupeul ăla a lor, că cu religia lor și cu petrolul lor, stați acolo la voi, mâncători de oi. Veniți aici să schimbați voi lumea. Deci, ca să vedeți ce stupizi de un sfert de oră să chinuie, să bată două cuie.
Ar trebui să-i filmez, să vedeți cât sunt de neîndemânatici. Alte toți sunt cu telefoanele să pozeze și nu pot bate trei cuie, uite, sunt acolo, vedeți? Asta e. Hai să ne mai plimbăm, să vedem. Găsesc eu un loc. Bate, frate! Nu știu dacă se aude cum bate, da? Ia uitați ce e aici. Deci, incredibil. Este pe o jumătate de zi. Și cât mai e încolo. Da, n-am văzut niciun nimic românește. Da, dacă mi-aduceam o scară, era minunat. Cu siguranță aveam unde să pun ceea ce doresc. Da, sunt multe americane. Noi nu prea am văzut din Europa, să știți. Uite, și New Jersey, California, Wisconsin, Alaska, Alaska, Utah, Georgia. Da, e plin de plăcuțe din state. Cred că mă duc și întreb dacă au nevoie de 5 ore să-și bată o placă, că mai erau acolo un loc lângă, da? Uite. Cred că a umplut săracul pom de cuie, nici acum n-a roșit. Da, nu este. N-am văzut. Mă mir că românii nu sunt prezenți, ori fi, dar nu mi-au sărit mie în ochi. Hai să vedem. Pe aici. Hei. Eu cred că ăștia au glumit când au zis 100 de mii. Eu nu cred că sunt numai 100 de mii. Adică erau în 2023. Deci și aici au pus. Pe magazia unde e o mașină înăuntru veche. O mașină de pompieri. Nu o puteți vedea? Pentru că băieții... A, uite, dacă aveam sârmă, puteam să vin și eu să aleg aici. Uite, aici îl puneam. Ce-ar fi să mă duc să aduc niște sârmă? Că am o mașină. Minunat. Ok, hai să vă dezvălui surpriza. Când am fost pe munte în România cu doi prieteni, am găsit pe cărare la întoarcere acest semn și am întrebat pe cineva care se ocupă cu muntele și a zis că oricum vreau să-l returnez, de fapt, dar a zis că oricum le schimbă la fiecare an sau o dată la 2 ani și să-l țin amintire. L-am adus în România, abia încăput în valiză, hai să apropiu, să vedeți ce scrie. Spre sat Breaza, prin Transmont Făgăraș, Valea Brășcioarei, 2 ore. Este o cale de acces la cabana Urlea, Valea Brășcioarei și mai este Valea Pojortei. Ok, hai să lăsăm aici acest semn. Minunat! Ce bine că am avut surma asta la mine și uite așa, nu bat nici cuie în pom. E mai ok. Ok. Am și patent cu mine.
Am de toate în mașină. Perfect. Ia uite cum le-am făcut reclamă la domnii de la Salvamont, de la Victoria. Ar trebui să mulțumească dacă cineva vede. Și am aici un marker. Hai să scriem România. Acum nu știu cât de estetic este scrisul meu, dar mă străduiesc, nici poziția nu e cea mai bună. Suntem gata. Ce ziceți? Minunat? Am făcut-o și pe asta. Mi-a lăsat amprenta și aici. Hai să vă arăt mai de aproape. Așa arată postul meu. Sper ca cineva din România să se bucure de acest lucru. Să-mi iau la revedere de la postul meu și să iau și markerul, că-l uitam aici. Ok, hai să mai căutăm pe aici 2-3 minute, după care mergem mai departe. Ce mesaj a scris cineva? Where the hell is Benson? Cred că unele sunt de prin din 1998. A, uite, nu m-am uitat să văd cât de vechi sunt, da? La multe nu scrie. We are back after August 2024. Uite, ăsta e de dată recentă, 25 de... după 25 de ani, prima dată a fost în 1999 și s-au întors în 2024. Two old crows, Bob și Susan de Grass, Hartford. Sunt din Hartford. Ok. Cred că n-are rost să mai ne uităm, pentru că deja ați văzut și voi ce era de văzut. Sunt milioane, eu nu cred că sunt 300 de mii. Cam aceasta a fost oprirea mea aici. Am mai atins încă un punct pe care vreau să-l vizitez în drumul meu spre Cercul Polar. Minunat. Ok. Ne continuăm drumul pe Alaska Highway. Sper că v-a plăcut incursiunea mea în locația pe care am filmat-o mai devreme și unde am lăsat acel semn. Am luat o raznă și cei de la construcțiile de pe drum. Era o doamnă și îmi făcea semn să trec, dar semnul pe care îl ținea în mână îmi spunea să fac stop. Nu știam ce să fac. Și m-am oprit și am zis, what is wrong? Și când s-a uitat, s-a cerut scuze. Ok, se mai întâmplă. Probabil fac asta de 1.000.000 de ori, de nu știu câte ori pe zi. Și intervine rutina aia, câteodată te ucide rutina. Continuăm drumul. Văd că pe aici a tăiat pe marginea drumului. Au tăiat pomii. Minunat, pentru că poți să vezi distanța de la șosea până la pădure dacă sunt animale. Hai să vă arăt. Vedeți? Nu am mai pus la valiera. Hai să vedem cum ne auzim. Da, e mai bine așa, pentru că până aici era doar vegetație. Oricând putea să-ți sară ceva în față. Așa cât de cât ai o vizibilitate. Something I never thought I needed. Something I never thought I'd have.
ce să-i cer la drumul ăsta? Deci arată într-un anumit fel. E ceva unic. Trebuie să vii pe el ca să-ți dai seama. Aici e un pic periculos pentru că marginea drumului este plină de vegetație, de pom și nu vezi dacă din pădure vine vreun animal. Am văzut că se lucrează, se defrișează, dar până în alta trebuie să fiu cu ochii în patru și cred că încet încet intru din nou în munți. If I just let it slip away. Vreau să vă arăt o chestie, cum să ia țeapă în sălbăticie dacă nu ești atent. Deci tu tragi de tine, hai că mai bag la următoarea benzină, hai că mai țin până la următoarea ieșire, că dacă te duce pe marginea drumului te-ar vedea cineva, dar în fine. Și când scrie, mai sunt 15 mile până la zona respectivă, motel, mâncare, benzină, baie, figur chestii și când ajunge aici, înainte cu o jumătate de mile, scrie ieșire închisă. Na. Dacă eu nu aveam benzină și era la limită. Abar n-am de ce nu anunță și ăștia din timp. Acum cine știe când va mai fi următoare, acum eu mai am o jumătate de rezervor plus rezerva din mașină, din portbagaj. Dar puteai simplu să iei o țeapă, să stai pe aici să bei hăi, că n-ai benzină. Foarte multe mașini vin din direcția în care mă duc. Probabil oamenii se întorc din Alaska. În septembrie vremea se răcește. Multe locații se închid. Suntem încă în august, în 27. Sperăm că ajung până în septembrie. Și am mai mers încă vreo oră jumate, nimic nou în peisaj. Vegetație pe margine, brazi. Mie nu-mi place drumul ăsta în Yukon pentru că e un covor asfaltic în care este impregnată griblura. Cred că mănâncă cauciucurile foarte mult. Dar în fine, ce vreau să spun, din ce motiv am făcut acest update, în sfârșit s-a schimbat din nou datele de la GPS. În momentul de față mai am exact o zi. Deci, one day îmi arată până la cercul polar. Da. Am oprit să mănânc pentru că este ora 2:30, 3, cred că. Și ar fi momentul să mănânc ceva. E cam frig. Poate ar fi bine să mă și îmbrac. Iarăși încep pe marea scormoneală, nu știu de unde să încep. Ok, hai că mă îmbrac puțin și revin după aceea, e cam răcoare. Ok. Am crezut că am uitat lingura. E aici. Am acei biscuiți uscați. Multigrain. Am un borcan de zacuscă. Prima dată voi mânca niște zacuscă. Am un pate de. Acum am nimerit unul de porc, cred că. Nici n-am văzut că nu intru în cameră. Și o conservă de pește. Mă gândesc totuși că poate e prea mult. Vedem. Și bineînțeles șpăiul pentru Moș Martin, că nu se știe când miroase și vine încoace. Nu uitați că sunt în sălbăticie. Cred că este un lac în spatele meu. Se aude ceva, curge un râu. Poate mergem și ne uităm întâi să mănânc ceva. Cam asta e masa de astăzi. Ieri am mâncat fasole, fac o pauză cu fasolea, că ați văzut ce s-a întâmplat, mai mănânc când n-am condiții. Ok, hai că eu acum iau masa și ne vedem un pic mai târziu.
după ce mănânc. Poate mergem până aici, la râu, la lac, nu știu ce e în spate. Hai să vedem ce e aici. Am spray-ul cu mine, da? Nu vine Moș Martin. A, uite, mai e o masă acolo. M-a luat pe ei, e un râu. Aici s-au făcut focuri. Da, e un râu. Acolo jos o masă și un loc de făcut focul. Hai să mergem, că mai avem mult de umblat astăzi. Au mai venit niște oameni. Dar eu plec. Recedez locul. Am mâncat bine. Mult mai lejer față de ieri. Sper că nu mai am probleme la noapte. Iată în ce condiții se circulă în anumite porțiuni de pe Alaska Highway, pe pământ peste care au pus griblură. În Yukon șoseaua este mult mai proastă decât în British Columbia. Cu toate că în British Columbia am mers foarte mult prin munți, dar șoseaua foarte bună, nu se compară cu cea din Yukon. Și până acum și peisajele n-au fost, cine știe, nu a lăsat mască. A început să și plouă. Multe porțiuni de genul acesta. N-am mai filmat de 3 ore, așa cum spuneam, pentru că nu a fost nimic interesant. Am văzut un indicator unde scrie, pe care scria că până în Fairbanks, Alaska, mai sunt 980 de kilometri, așa că s-ar putea mâine, după masă, să reușesc să intru în Alaska și abia poi mâine, nu știu când, sper, să ajung în Fairbanks, dacă nu se întâmplă nimic și lucrurile merg bine. Vom vedea. Acum este ora 6 seara, 6 și 5 minute. Mai merg, cred că vreo o oră jumate. Am tot zis că nu vreau să mă prind în noaptea niciodată, să-mi fac și eu pe ziua pătuțul, dar niciodată n-am făcut așa. Să văd dacă astăzi reușesc. Am zis că mă bărbieresc și tot nu m-am bărbierit. Asta este. Hai că facem încheierea vlogului mai târziu, acolo unde voi nopta. În urmă cu vreo 2 zile, cred, când am intrat pe Alaska Highway, mi spunea ca în 1050 de kilometri să virez la dreapta. Nu mai știu pe ce rută. Și iată că sunt în pragul să fac acest lucru. Mai am 2,5 kilometri și voi face la dreapta pe Yukon 1 West Alaska Highway. Mai merg încă, nu știu ce să zic, încă vreo jumătate de oră și la prima ieșire de pe autostradă, care are și baie, mă opresc. Vedeți că suntem la polele munților, ce frumos să văd munții ăștia ninși. Minunat! Ar putea să bag și niște benzină aici, dacă
Găsesc, dar cu siguranță găsesc. Văd că e o zonă mai frecventată. A, uite, chiar în dreapta este un gas station, un Peco. Hai să vedem ce scoruri au băieții. Sper că nu ne întoarcem iară la un preț din ăla de... Mi se blochează creierul. Mamă, frate, dar ce intrare aveți în... în Peco. My God. Nici în România, pe timpul lui Ceaușescu, nu era așa. Ok. Ia, morții mâna, cât am tot ținut-o în stânga pe ușa. Shit. Ia, minunat, 2.03. Ok. Am mai sub teară vreo $30 canadieni. Asta este. In 400 meters, turn right to stay on Alaska Highway, Yukon 1 West, signs for Anchorage Air Base. Abia aștept să nu mai aud meters, să aud miles. Am disperat de miles, de liters, litri și metri. Turn right to stay on Alaska Highway, Yukon 1 West, signs for Anchorage Air Base. Ah, stai, tată. Anchorage Fairbanks. Continue on Yukon 1 West for 323 kilometers. Du-te în lumea ta, că zgândești tu mai puțin. Iar mai umplu de kilometri. 322 de kilometri. Să stau pe asta. Ok. It is what it is. Bine că am scăpat de gribluna aia, sper că nu mai revine, că toți creierii mi s-au zgâlțit. Văd că vremea e bună, am scăpat și de norii de ploaie. Undeva stânga mea sunt niște munți înalți, nici de ala cum nu mai iau telefonul, că e periculos. Ia de aici, rest area, în 2 km. Hai să mă uit cât e ceasul. E 7 și... Nu mă, e... Da, e 7 și 17 minute seara. La Chicago e 9 și 17 minute seara. Aș mai putea merge până o oră, așa am zis în fiecare seară și m-am trezit că m-a prins noaptea. Hai că mă mai gândesc. Nu știu dacă voi vedeți din cauza soarelui, dar peisajele astea cu brazi și în spate creste nise sunt peisaje de Alaska. Încet, încet ne apropiem de acest minunat stat. Oh, stai să mă dau, mă așez eu în soare, facem încheierea vlogului pentru că ajunge cât am condus astăzi. Am zis că voi conduce mai puțin, dar iată că m-am întins din nou la drum. Este aproape 8 seara și încă soarele mai are până să apună. E ziua lungă și dimineața se face ziua foarte repede. Cu alte cuvinte, e noaptea foarte scurtă. Foarte puține mașini pe Alaska Highway în această zonă. Toate opririle sunt goale. Aici am și toaletă, așa că dimineață nu am probleme.
Acum, în sfârșit, îmi fac și eu pe ziua culcușul. Mă pregătesc de noptat, este destul de rece. Ceea ce bine că mă pregătesc de acum, pentru că trebuie să mă îmbrac mai gros. Ne vedem mâine cu o nouă zi pe Alaska Highway și nu uitați, dați un like și abonați-vă dacă v-a plăcut și această postare și ne vedem în următorul vlog. În continuare, pe drum către Cercul Polar. La revedere! Uitați cum se vede muntele de aici, din parcare. Și mai am un peisaj mișto, dar bate soarele undeva în jos. Este un lac pe lângă care o să trec mâine.